să prindă adversarul pe poziție defensivă. Strămeci. Adversarul său n-a înțeles exact momentul sau motivul. Arbitrii au justificare clară a fiecărui segment sau moment de luptă. Deci și atenția atât a sportivilor cât și a arbitrilor, deci care o dea și de la masă, este în tensiune maximă. Atât psihică cât și fizică. Avem Strămeci. Zvetan Gajevski este o legendă, cum spuneam, și sistemul lui defensiv este incredibil de puternic, adică prinderea adversarului. Avem Strămeci, referee grip. Asta înseamnă că se va face priză de arbitru, nu se mișcă, adversarii sunt foarte atenți. Exact ce spuneam, prinderea defensivă a lui Zvetan este incredibilă. Încearcă un push cu un dead wrist, a pierdut încheietura adversarul său. Vadim Akperov. Zvetan blochează. Incredibil, cu brațul foarte deschis aici, revine într-un oarecare, acest stil se numește King's Move, un stil acceptat și folosit foarte mult de americani. Încheietura este spartă, efectiv, a adversarului său, a lui Akpenkov. E incredibil acest om, cum poate să lupte. Da, fantastic o forță. Asen Hagitorov, se aude cum îl felicită pe legenda Bulgariei. Un sportiv de excepție. Merge în finale Zvetan Gajevski. Da, superb om și meci. Urmează iar am intercalat meciurile feminine cu cele. Aici vedem în reluare pinul, adică modul în finalul în care acesta îl atinge pe pinul. Nu înseamnă numai atingerea padului, cât și intrarea pe sub nivel. Se consideră meci pierdut. Intrarea sub nivelul padului. Padul este cel pe care se finalizează lupta, nu numai cel pe care se ține cotul. Senior Roman, plus 90 de kilograme.